Un comerciant din Târgu Jiu a rămas fără marfă după ce oamenii legii au constatat că nu deține documente justificative. Peste 600 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte au fost confiscate. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat un control pe raza municipiului Târgu Jiu, ocazie cu care la o societate comercială au identificat o tânără de 29 de ani în calitate de administrator care ar fi expus spre vânzare 692 de articole de încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii ținătoare ale unor mărci protejate, fără a deține acordul acestora. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar articolele identificate de polițiști au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, valoarea acestora ridicându-se la aproximativ 120.000 de lei. Controalele vor continua și pe viitor pentru depistarea celor care nu respectă legislația în vigoare.